Ai ce dormi era de tine. Păi, salamule cu pâine, măi, măi. Of, of. Ai ce dormi era de tine. Mai salamule cu pâine. Cu pâine și cu muștar, măi, pentru o viață de amar, măi. Cu măsline, măi, tată. Bună dimineața. Oh, bună dimineața, Liuța, bună dimineața, Dănuță, ia uite. Oh, o poșate pentru tine cu sălămior, cu șunculică, cu tot ce vrei. Și salată de fructe pentru Liuța. Fructe mănânci, n-ai alergii la fructe, nu? Da, mănânc. Hai, te rog. Poftim. Tata, ești bine? Da, sunt foarte bine. Mulțumesc de compliment. De-aia m-a luat și mă, dacă-s foarte bine, nu? Nu ești supărat? Păi ce să vezi supărat cum a lovit norocul în capacul? Hă? Și trebuia. Era și timpul, că prea a tras ca bou toată viața. Uite, Dănuța știe cât am muncit pentru voi. Dar acum că ne-am apropiat, ne-am împletit, ca să zic așa, cu familia Vornicu... Mm-hmm. Mulțumită ție, nu? Da. Și ei cu mine, de ce n-ai reacționat așa când ai aflat că sunt cu Pavel? Pentru că tu erai o simplă amantă. Pe când asta mică e cât mai soția, e o Vornicu, așa? Da. Și Alice crede că tot o Vornicu e. Las că Alice o să afle la momentul potrivit și... Vă dați seama! Ne mutăm în vilă, stăm la piscină, întinși acolo, ne apropiem de lac, o bag, o scot că vreau eu! Tata! Plasa, dragă, set, ca o bag, o scot cu pește. Care-i treaba? Da, eu am plecat, mă duc la muncă. Ha, păi, dar ce, acum că suntem în cruscris cu Vornicu, mai trebuie să mai și muncim? Tu ce zici? Nu mai trebuie, n-ar... Măi, mamă, era să te dai de gol, că ți-a revenit toată memoria. Eu ți-am zis că ar trebui să le spun. Puiule, toată lumea te-a auzit. Petru m-a crezut. Petru, da, Gabi? Gabi. Aia de-abia așteaptă să umple casa cu bârfele ei. Vorbește și tu cu ea și zi să-și țină gura, că altfel o dai afară. Da. Dacă ai ști de câte ori am avut discuția asta cu ea... De ce ai avut discuția asta cu ea? Pentru situația cu Pavel. A. De ce altceva? Nu știu, mă gândeam că poate știe și ea de Lia și Petru că sunt împreună. Iar începi. Mă iertați că vă deranjez. Nu vezi că suntem ocupate? Știu, dar Marcel vrea să vorbească cu dumneavoastră. Nu-ți Marcel. Marcel e problema mea acum. Să vină altă dată. Eu am încercat, dar el nu și nu. Să văd ce vrea. Da, și ideal, în Q2 ar trebui să fie plus 10%. Bună dimineața. Da. Bună, Dana. Domnule Vornicu, am nevoie să-mi aprobați calendarul cu evenimentele pentru sezonul următor. Te pot ajuta eu cu asta. Eu mă ocup de acum încolo de calendar. Ah, nu. Am nevoie să se uite domnul Vornicu pe calendar. Ah, ok. E în regulă, Mira. Mă ocup eu, tu poți să continui cu raportul pe ultimul semestru. Mă rog, găsești tu. Sigur că da. Dana, cred că ce s-a întâmplat ieri a fost o greșeală. Da, știam că o să zici asta. Ești foarte previzibil. Nu vreau să te superi. Dar nu mă supăr. Eu chiar îți vreau binele. N-ai de ce să continui relația cu mine. Meriți mai mult. Acum merit mai mult. Și eu cred la fel. Da, știi ce, Pavel? Și tu și frate, tu sunteți la fel, sunteți doi egoiști. Dana. Nu-i de mirare că e mal ca un tatăl vostru. O casă plină de oameni și săraca fată se simte singură. Stai un pic. Ce? Da, e mal ca un tatăl vostru. De unde știi? Mi-a zis Sorin. Eu, spre deosebire de tine, vorbesc cu fratele meu. Hai, pa. Ce? Săruna cu scră. Cu scră? Știu, tot am aflat. Ce? Domn Petru s-a căsătorit cu Liuța noastră de acum.
Sunt atât de fericit când vine să vă iau puțin în brațe. Nu! Mă atinge dacă ți-l la viața ta. Da, da, am înțeles, am înțeles. M-am gândit să facem o câmpenească între familie, așa, să ne mai apropiem. Frig eu un berbec acolo pe ponton, îl ar până mută nasul în gânfaților ăștia de vis-a-vis, nu? Mai, nu, mai, nu? Ce zici, Cusca? Unul la mână nu sunt Cusca ta, că nu sunt mama lui Petru și nici tu nu ești tatăl ei. Da, da, ce da, da, că nu e da, da, nu e cu negociat da. Aici, te rog frumos, doi la mână, țineți gura, nu cumva să afle Alice, ai înțeles, omule? Gata, s-a înțeles. Dar nu-i mai bine să-i spunem acum? Nu. Până acum, bine, nu i-a spus că era femeia în comă, dar acum și-a revenit. Cred că poate să suporte să afle că bărbatul s-a căsătorit cu toate astea. Nu? Ieși. Cum? Ieși, cald, minte, o să se întâmple ceva regretabil, Marcele. Domnul Otilia, să știți că noi doi mai avem de vorbit. Chestii despre lume, despre viață, filozofii, ca între Cuscri, așa, nu? Pentru ultima oară nu sunt Cuscra ta! Mai încerc, caute toată Alice! Ieși. Se poate. Da, te rog să ieși. Da, ieși. Ies, gata, gata, am ieșit, nu mai sunt. Sunteți cea mai frumoasă Cuscă pe care am avut. Ia, odios.